Ai fost apropiat, ai fost... Nu, o relație patron-antrenor. E o relație foarte corectă din toate punctele de vedere și cred că am avut o relație sănătoasă, de aia și rezultatele care au fost pe vremea aia. De obicei nu sunt genul să mă împrietenez cu patronii. Poate că nici patronii nu vor să... Eu cred că trebuie să existe o relație sănătoasă în care patronul să-și facă datoria pe partea lui administrativă și antrenorul trebuie să-și facă datoria pe partea sportivă. Acum de când te-ai întors, ai vorbit vreodată cu Negoiță? Nu. Niciodată? Nu. Bun, spune-mi altceva. Încet, încet, clubul Dinamo, unul dintre cluburile cu tradiție din România, începe să devină tot mai mult spaniol și tot mai puțin românesc. De pildă, cum comentezi darea afară a lui Dănciulescu? Un om legat de istoria clubului. Nu știu ce s-a întâmplat. Deci chiar nu știu ce s-a întâmplat. Când am ajuns eu la București, deja înțeles că lui Dănciulescu s-a terminat contractul și singurul lucru că în postul care îl deținea Dănciulescu, director sportiv, a venit Rufo Coiadu. Și restul, cum se cheamă, Bălănescu mai e, nu? Din ce știu eu, da. Bine, cât o mai fi? Iorga? Ăștia păreau să fie, ca să zic așa, oamenii de încredere ai spanioli, oamenii apropiați de spanioli. Nu știu, Neovidiu, de pe partea administrativă chiar nu știu cine, ce decizii s-au luat, de ce s-au luat aceste decizii. N-am avut nicio legătură, nu m-au întrebat, nu mi-au cerut părerea. În luarea deciziilor administrative și nici nu cred că... Că ar fi de competența ta, competența mea să iau eu decizii pe plan administrativ. Dar vezi tu, sigur că lumea își pune întrebări și mie mi se pare normal. A venit un spaniol care a tras după el, cum zicem noi, alți spanioli. Și românii încet, încet au venit. Nu că sunt eu vreun naționalist sau vreun xenofob. Da, dacă lucrurile merg prost, sigur că totul se sparge în capul lor și implicit în al tău. Lumea spune, domnule, dacă nu venea contra, n-aveam garanție. A venit contra și iată că lucrurile merg mai prost ca înainte. Da, eu am venit, eu cred că se un pic, lumea mă percepe ca o garanție a spaniolului. Eu sunt angajat ca antrenor. Eu am fost sunat de Melero și mi s-a oferit postul de antrenor. Mie nu mi s-a oferit postul de manager general sau nu mi s-a oferit postul de a face eu toate cărțile la Dinamo. Pe mine m-au sunat, vrem să fie antrenor echipei, a fost o negociere din toate punctele de vedere. Am venit să antrenez echipa, răspund de rezultatele echipei, dacă rezultatele vor fi negative, voi fi dat afară pentru că sunt antrenorul echipei și asta e normal. Și atunci dacă eu am venit cum v-am zis, Neovidiu, pentru că mi s-a pus pe imaginea unui proiect măreț aici. Atunci am crezut în acest proiect. Da, de perspectivă, care am crezut în acest proiect. Dar nu sunt nici cel care dă afară oameni, nu sunt nici cel care angajează oameni, nu sunt nici cel care... Am avut un cuvânt de spus la venirea jucătorilor care au venit, împreună cu directorul sportiv. Deci pe tine nu te-au consultat când au adus jucători ăștia? Ba da. Deci ai o răspundere? Am o răspundere, normal. Atât, dar dacă eu... Sportiv, nu... Deci dacă eu înțeleg bine, răspunderea ta e strict tehnică. Strict tehnic. N-ai niciun fel de responsabilitate administrativă. Nu. Dar asta e o precizare utilă pentru opinia publică. Sunt în acea situație. Dacă cei care au venit sunt în acea situație. M-ați întrebat dacă am fost plătit de când am venit la echipă. Nu sunt plătit de când am venit la echipă. În acea situație ca și jucătorii. Și asta e situația în momentul de față. Din ce am înțeles, sigur mâine se vor face niște plăți și se pare că majoritatea vor ajunge aproape de... Bine, s-au făcut plăți în drepturile de televiziune. Alea nu s-a dus de Corta Sero. Nu. Se vor intra mâine niște bani în conturi. Va aduce Corta Sero niște bani. Da. Corta Sero e în țară? Nu. Este în străinătate. Că nu, e în Spania, probabil. Da. Bun, deci, hai că pierdem totuși prea mult sau tot timpul cu Dinamo. Tu rămâi optimist, zici. Și mergi mai departe. Întotdeauna sunt un tip optimist și întotdeauna am încredere în munca pe care o depun la echipele care le antrenez și eu cred că o schimbare de la meciul de la Ploiești cu Chindia, în care am arătat destul de prost,
la următoarele patru meciuri, pentru că eu consider că următoarele patru meciuri au fost meciuri foarte bune, cel cu Botoșani, cel de la Mediaș, cel cu UTA, prima repriză, meciul cu FCSB și meciul cu Craiova. Cinci meciuri au fost meciuri în care echipa a arătat că știe să joace fotbal, că poate să joace fotbal, că poate să joace la egal cu orice echipă din România, care este mult mai sudată, mult mai cu echipe care au jucătorii de vreo 2-3 ani de zile împreună, au automatisme, se cunosc mult mai mult între ei. Nu avem răbdare. Asta e adevărul. În fotbal nu există răbdare în momentul de față, niciunde în lume. Dar din păcate, un proiect nu se pune în mișcare cât ai clipi. Nu poți să integrezi niște jucători într-un campionat, într-o cultură, relațiile de joc să funcționeze, să se cunoască în timpul jocului și să se simtă în 2 săptămâni, 3 săptămâni. Este imposibil. Și cine spune că poate să facă lucrul ăsta, e un mincinos. Din păcate, nu există timp. Timpul ți-l câștigi dacă ai și niște rezultate după pozitive. După părerea ta, de cât timp ai avea nevoie să asamblezi echipa asta? Eu cred că echipa va arăta foarte bine în 6 luni de zile. Dar nu am 6 luni de zile. Riști să retrogradezi. Nu am 6 luni de zile. E clar că timpul câștigi și având niște rezultate pozitive. Întotdeauna câștigi timp, întotdeauna poți să faci să se integreze mult mai bine jucătorii dacă rezultatele sunt în favoarea ta. Nu sunt psihic negative. E important. Da. Deci dar, din păcate, că trebuie 6 luni. Nu, trebuie 6 luni. Mă teamă că nu ți le dă nimeni, Cosmine. Nu, e normal să nu mi le dea. Dar nici eu nu m-am așteptat, este pentru prima dată în cariera mea de antrenor, când sunt pus în situația de a pierde 4 meciuri la rând. Pentru că știi nu ce se întâmplă? Echipa poate să joace prost, dar să mai ia niște puncte, să fie acolo asta, locul 6, asta 8. Le-am zis, asta da, le-am zis. Tu ești pe locul 14, tu ești pe loc de baraj. Da. Dacă pierzi și vineri, este, cum să spun, apocalipsa. Exact, este foarte normal. Sper ca jucătorii să înțeleagă importanța jocului de vineri și cred că, cum am zis, au o revanșă de dat și de arătat după jocul foarte slab de la Sepsi și bun. Am mare încredere în ei.